Bună ziua tuturor, sunt Tarotella cu etalarea pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în balanță pentru luna mai. Eventual puteți să luați mesajul până înspre iunie, că tot vine la jumătatea lunii mesajul pe care îl lansez. Probabil că deja ați început să manifestați ce voi citi eu. Confirmați-mi, vă rog frumos, dacă aveți timp, dacă aveți plăcerea asta. Deci, deși din punctul meu de vedere nu există calendare la nivel spiritual, energetic, totuși unora dintre voi vă place să limitați mesajele la o secțiune de timp. Dacă totuși vreți să o limitați, această etalare, puteți să o încadrați în zona 15-12, nu știu cât e astăzi, mai până în iunie 12-15, cât o mai fi. Mesajele pe care le-ați primit, în primul rând de la îngeri, ați primit o carte foarte, foarte frumoasă. Cred că am mai fost la o zodie, dar nu mai știu, că dacă le-am făcut așa de rar, nu mai țin minte la ce zodie am mai fost. În primul rând aveți numărul 8. 8 reprezintă, e un număr karmic foarte intens, poate aveți cifra de destin 8, poate pe 8 mai ați început să vă gândiți într-un anume fel la voi, la voi. Cartea în sine arată o corabie, dar corabia aceasta este, să zicem, personalizată, este personificată și simt că voi sunteți corabia, sunteți deja, v-ați început călătoria de transformare, o călătorie spirituală. Dacă la un moment dat ați ancorat și ați stat prin diferite porturi, acum v-ați hotărât sau la un moment dat, variază, că sunteți mulți, evident, v-ați hotărât să mergeți în larg, să explorați zări, lumi, stări, relații, oameni pe care poate până acum n-ați îndrăznit să-i abordați. Interesant mesaj. Este o călătorie emoțională și spirituală care nu este deloc confortabilă pentru cei care sunt adesea marcați ori de pământ, ori de aer. Acum, că sunteți voi semne de aer sau aveți planete aici în balanță. Poate aveți unii și semne de pământ sau planete în semn de pământ. Pentru cei care aveți tendința să stați în zone de confort, toate lucrurile prin care treceți în ultima vreme, evident că vă creează disconfort, o stare de neliniște și totuși. Și totuși, transformările acestea sunt necesare, pentru că e 8, e transformare. Sunt necesare ca să învățați să vă iubiți. Și spuneți, poate unii, am început să mă iubesc de când am început transformarea. Probabil că mai sunt anumite aspecte. Și eu îmi pun aceleași întrebări uneori. Cât mai durează transformarea? Cât mai durează călătoria? Prin câte furtuni mai avem de trecut? Ce mai avem de învățat? Probabil că mai sunt anumite lucruri de descoperit în voi și cu care trebuie să faceți pace. Opt este casa scorpionului, am zis. Nu știu dacă am zis, vă zic acum, casa, o casă foarte intensă a banilor, a sexului, a taxelor, a morții și a învierii, a transformării. Și, evident, și a căsătoriei dintr-un punct de vedere. Pentru că balanța reprezintă casa relațiilor, a contractelor, 8 este, de fapt, manifestarea acestui contract. Dacă în balanță semnați contractele sau abordați problema sau intrați în relație, deja, spre sfârșitul balanței, de la începutul scorpionului, începe să simțiți că începe transformarea în relație. Adică nu mai sunteți voi aceia singuri sau nu mai sunteți voi cei care erați în alte relații. În relația actuală sunteți altfel. Și asta înseamnă transformarea, asta înseamnă casa 8-a. Sper că am fost clară. Ideea este că trebuie să alegeți dragostea 21. Wow! Și la cap, în continuare, sub această carte, un număr maestru 44. 4 cu 4, iar e 8. Iar număr foarte, foarte intens. 21, 2, da, două persoane și 1. Să analizați,
să analizezi ce înseamnă să fii individual, ce înseamnă să fii în relație. Este o mare diferență. Probabil că unii trebuie să învățați să comunicați într-un anume fel în relații. Mai ales dacă aveți marcaje pe berbec. E casa voastră a șaptea, a unora. Depinde dacă aveți ascendentul acolo. Ideea este că trebuie să alegeți dragostea. La capătul setului, wow, la capătul setului de cărți, după această alegere, deci, vai, foarte frumos mesajul, în momentul în care învățați să vă iubiți într-un mod profund și autentic, nu să vă proiectați, vai, dar ce frumoasă sunt, vă uitați în oglindă și cum au tendința unele balanțe să se uite mai mult la suprafață, unele, nu vă supărați, unele, nu toată lumea, se uită la partea estetică mai mult decât la consistență. Învățați-vă să vă iubiți în profunzime, cu bine și cu răul pe care l-ați acumulat până acum și învățați să transformați ce se poate transforma în acest moment, ce se poate transforma în viitorul care va fi, pe care îl veți experimenta și lăsați în urmă ce nu v-a prit, ce nu vă reprezintă. Și în momentul în care învățați să vă iubiți, puteți să alegeți și dragostea. Pentru că alegeți ceva ce e în vibrație cu voi. Altfel, dacă vă concentrați pe aspectul vostru fizic sau altora, pe lucruri efemere sau trecătoare, nu veți simți dragostea aceea profundă, care unii dintre voi vă doriți foarte mult. După ce alegeți această dragoste, dați-vă timp să vă cunoașteți unul pe celălalt. Este altă călătorie, altă barcă, corabie, da? În care nu mai sunteți singuri, da? Vedeți? Sunteți împreună cu o persoană, persoana pe care ați ales-o din dragoste, nu din nevoi financiare, profesionale, fizice, sexuale, da? Că se întâmplă și chestia asta. În momentul în care alegeți din dragoste, dați-vă timp ca să vă înțelegeți nevoile, că deși aveți și părți compatibile, evident că sunt și părți care trebuie lucrate și poate ei nu și exprimă dragostea așa cum vă exprimați voi, poate voi nu vă exprimați dragostea așa cum și-ar dori voi, deci dați-vă timp să vă cunoașteți. 40, 44 e un număr maestru. Împreună cred că sunteți foarte puternici, dar cred că sunteți și foarte încăpățânați separat. 4 și 4 sunt numere stabile, dar și încăpățânate. Probabil că amândoi refuzați într-un fel sau altul transformarea și din acest motiv v-a adus Dumnezeu împreună ca să vă transformați unul pe altul, să înțelegeți ce înseamnă dragostea. Dragostea ne transformă radical. Evident că trebuie să ne direcționăm un pic această transformare și să vă arăt în continuare ce aveți. Ce frumos! Uniunea inimilor. Suflete gemene, suflete perechi, iar apare 8, iar apare 2, 28, evident, poate spune ceva cuiva, 28 este 10, este un nou început după ce vă transformați. Înțelegeți că nu mai sunteți, ce frumos mesaj, vai, dar ce frumos, deci la început sunteți voi singuri în această călătorie, învățați să vă iubiți, în momentul în care vă iubiți, alegeți dragostea, și intrați în relație cu cineva la fel de puternic sau mai puternic sau în fine, la fel de puternic 44, totuși e echilibru, da? Și asta vă doriți. Și vă transformați și nu mai sunteți doi, cum am zis, doi încăpățânați, deveniți această singură entitate, ființă, suflet, da? Două suflete într-una, într-unul. Într-unul, doi într-unul. Sunteți foarte concentrați împreună, da? Că tot e expresia asta, doi într-unul. Sunteți concentrați. Reușiți să faceți lucruri importante. Am zis, sunteți 44 fiind număr maestru, am zis că sunteți puternici și încăpățânați și separați, dar puteți să fiți foarte puternici și împreună. Din seria aceasta de cărți s-a arătat doi de monede. Iar
un moment în care trebuie să alegeți între două direcții: voi trecutul și voi prezentul sau viitorul, sau o persoană din trecut și persoana pentru care ar trebui să vă pregătiți acum sau la care vă gândiți. Jonglați un pic cu banii unii dintre voi, cu emoțiile, cu stările. Na, cine are luna în balanță, știm foarte bine cei cu luna în balanță cum trec dintr-o stare într-alta. Ideea este că e un moment de decizie. Și iar văd corabie. Decizia este să mergeți în căutarea, dați în urmă și vedeți ce am spus la corabie despre voi, da? Să mergeți, mergeți spre o altă direcție care vă crește, chiar dacă e mai periculoasă sau așa vi se pare vouă. Dar vă crește, nu mai stați pe mal, nu mai stați pe pământ, intrați într-o zonă emoțională, în apă, începeți călătoria aceasta. Posibil, unii trebuie să alegeți între un semn de pământ și un semn de apă, posibil, sau un semn de foc și semn de apă, sau în fine, aveți de ales între două semne. Sunt multe, multiple posibilități. Dar alegerea asta are în vizor o persoană, am zis puternică, regina de monede. E o regină, poate să fie și rege, evident. O persoană creativă, o persoană care gândește practic, are un fel de a gândi bun simț, frumoasă, posibil orgolioasă, că e un păun și am vorbit la 4-4, da, că amândoi sunteți încăpățânași orgolioși. O persoană care se apreciază și care așteaptă să fie apreciată și tratată cum se cuvine. Este un suflet pereche al vostru, simțiți conexiunea dintre sufletele voastre, trecând peste orice altă zodie, da? Simțiți această conexiune, comunicați telepatic în anumite momente. Ideea este că această legătură emoțională vă face să vă doriți o relație stabilă cu ei. Sau vă doriți măcar o prietenie, pentru că doi de cupe poate să însemne și colaborare, și prietenie, măcar atât, dacă nu mai mult. Aici sunteți voi, regele de spade, zic eu, gânditori, îi observați, observați personalitatea acestei doamne, eventual, sau domn, acestui individ. Observați personalitatea și nu doar observați ce simțiți în voi, da, cu acest doi de cupe. Stați undeva, nu spuneți, dar încercați să vă înțelegeți stările. Și deși nu spuneți nimic și observați, v-ați dori să riscați, v-ați dori un moment de zero și să mergeți către o abundență, către o bucurie, relație super stabilă și armonioasă și frumoasă, da, 10, 4 de băte, 10 de monede, cu regele de cupe. Nu e obligatoriu să fie bărbat, evident, regele de cupe, faetonul, da, vreți să mergeți înainte, să lăsați în urmă multe, multe dezamăgiri și răni, să vă arătați puterea, să arătați că împreună sunteți un cuplu puternic, da? Regele de cupe, dacă nu este o persoană emoțională, profundă, dar care nu și-a arătat atât de mult emoțiile, ar putea să vă reprezinte și pe voi, evident, să vă doriți o dragoste adevărată, alături de cineva care vă merită, care vă înțelege, care vă simte și posibil unii dintre voi nici n-ați bănuit că puteți să simțiți atâtea lucruri pentru cineva. Așa simt. Din acest motiv, regele de spade stă cu sabia în jos, și se uită și contemplă și se analizează, că așa fac semnele de aer, se analizează. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în balanță. Ia uite, ia s-a oprit aici, sunteți voi. Ia uite. Vă temperați, încercați să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional, ca să puteți manifesta. Eventual, cei care știu despre legea atracției, știu ceea ce înseamnă să manifesti, cum trebuie să fii într-o anumită stare ca să manifesti. Balanță, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță, mai 2020, wow, 2020, puterea, 8, iar interesant, foarte frumos, 8 și 8, da?
8. Vă transformați. Aici este vă transformați ego-ul, mulți dintre voi. Crește spiritual. Am vorbit de 4, am vorbit de încăpățânare, de ambiții, de vanitate. Vă transformați ego-ul. Evident că poate să fie și cineva în semnul leului, să zicem, sau al fecioare, dacă vreți voi să interpretați așa, dar eu așa simt că în sinea voastră vă transformați, vă temperați ego-ul și vă transformați și crește spiritual. Majoritatea. Ce ar, oh, ce frumos. Ce ar fi blocaj? Sau nu neapărat blocaj. Provocarea este faetonul. Faetonul care merge. 7 și 8, interesant. Provocarea este să mergeți, da? Să mergeți în această călătorie, eventual să mergeți către ei. Voi știți către cine. Dar dacă nu este o persoană anume, să plecați în această călătorie, cum a zis mai devreme, care vă crește spiritual, pentru că faetonul întotdeauna merge către stea, da? Uite, are aici target, da? Pe GPS, da? Steaua. Ei, și GPS-ul duce către destinul său. Bine, eu aș zice să nu vă bazați prea mult pe GPS, ci pe intuiția voastră. Și asta o dezvoltați în momentul în care vă transformați ego-ul și crește spiritual. Probabil că provocarea este. Vedem cu ce alte cărți se arată. Wow! Aveți iar. Mai 13 pentru unii, poate vă spune ceva. Moartea, transformare, scorpion, intens, intens, intens. Vreau să spun că faetonul ar putea să reprezinte o chestiune legată de mașină, de călătorie. Posibil vreți să mergeți cu mașina undeva, către ei sau într-un fel sau altul, nu știu. Să manifestați ceva cu mașina voastră. Ia uite ce a apărut. Am vorbit de el, am vorbit. Să mai vorbesc încă o dată. Deci la baza acestui pom, acestei cruci celtice, sau mai bine zis, în subconștientul vostru este, că așa sunt balanțele, se decid greu. Bine, când se decid, pleacă înainte, că sunt semne cardinale, totuși sunteți semne cardinale și în momentul în care v-ați hotărât să faceți ceva, îl faceți. Dar la bază este acest moment de indecizie. Să mă duc sau nu mă duc? Cu cine să stau? Cu X sau cu Y? Cu X sau cu viitoarea? Sau cu fostul? Sau cu cine îmi place? Să lași jobul respectiv, dacă e vorba de joburi, sau să nu las? Evident că jonglați. Și asta vă întârzie, să zic. Vedem. Până la urmă, întârzierea este totuși în timp divin. Nu putem vorbi chiar de întârziere. Vedem. Pentru unii poate să fie și un semn de pământ sau altcineva care este între voi și altcineva. Da? Altcineva care jonglează cu două persoane și voi să fiți una din ele. Da? V-am dat și varianta asta, vă alegeți. Încerc să vă dau mai multe ca să vă creați voi scenariile. Totuși o etalare colectivă. Wow, ce frumos! Steaua! Am zis că faetonul merge către stea. Probabil că atunci când a observat regele de spade pe care vi l-am arătat, s-a gândit că totuși trebuie să meargă către destinul său, către misiunea sa. Da? Aici e provocarea. Să mergeți către stea. În ultima vreme, ce înseamnă ultima variază? Poate să însemne și câteva săptămâni, poate să însemne și câteva luni. Variază. A apărut această stea. Nu m-aș fixa musai pe zodii. Este în primul și în primul rând dorința voastră de creștere spirituală, pentru că steaua reprezintă credință, speranță. Vreți să sperați că eventual pe alte teritorii, pe alte continente emoționale, în alte mări, va fi mai bine, mai plăcut, mai interesant, mai creativ, mai palpitant, în fine, depinde de voi ce vreți să sperați. Ideea e că în ultima vreme ați început să sperați, încercați să sperați eventual că va fi bine. Poate unii dintre voi încercați să vă echilibrați emoțional. După ce ați încercat să vă echilibrați financiar, în ultima vreme v-ați lucrat un pic și stările emoționale, vi le-ați analizat, vi le-ați vindecat o parte dintre ele. Cum am zis la început,
Și încă mai aveți de vindecat anumite lucruri. Pentru că stea înseamnă și vindecare. Și am spus, înseamnă și creștere spirituală. Dacă începe să-l v-ați început să vă lucrați ego-ul, crește spiritual și atunci apare steaua, n-are cum, vă dați seama că vreți să manifestați ceva deosebit în viață, să fiți cu cineva, vă este destinat să faceți lucruri mărețe, că a apărut 44, da? Un cuplu de forță și iar cuplu de forță și aici. Frumos. În viitor, asta l-am văzut și mai devreme în timp ce amestecam cărțile, alături de turn. Și în acel moment m-am gândit că a fost o separare bruscă de cineva. De cineva care v-a creat multe emoții, dar a fost o separare bruscă. Acum vedem cum se poate citi, pentru că e o carte foarte versatilă și iar apare numărul 8, a treia care, 8, 8, 8, a treia carte, numărul 8. Să nu uităm că și, și moartea aici reprezintă casa 8 a scorpionului. 8. Bani, sex, transformare, renaștere, moarte. Bine, evident. Moartea ego-ului. Ego death. Ego death. Viitorul apropiat. 3 de bâte. Am zis, încercați. Așteptați să plecați într-o călătorie, că tot apare mașina. Așteptați, așteptați să se dea drumul la această izolare, carantină, să puteți să mergeți eventual către steaua voastră, către persoana pe care o vedeți ca pe o stea. E o persoană pe care o vedeți foarte strălucitoare și simțiți că vă este destinată, predestinată. Deci așteptați să mergeți în această călătorie. Am vorbit de călătorie la faeton. Și până atunci trebuie să vă temperați, că asta înseamnă și puterea, să vă temperați pornirile fizice, furia, eventual că nu puteți ieși din casă, că nu puteți să mergeți către ei. Sunt stări, sunt stări. Eventual, 3 de bâte poate să vorbească și despre, da, am zis mai devreme, faptul că începe să vedeți lucrurile în zare, oportunitățile sau posibilitățile faine alături eventual de cineva sau de altcineva. Și 8 de cupe în acest context simt că iar este vorba de o transformare emoțională. Lăsați în urmă iar teritoriile pe care le-ați explorat. Niște teritorii ori prea stresante pentru unii, ori prea anoste, oricum, care nu vă reprezintă și care nu v-au crescut, nu v-au eventual, v-au derutat de la ceea ce sunteți. Din acest motiv se zice să iubiți cine sunteți. Probabil că ați uitat să vă iubiți pe voi înșivă, pe acele pământuri, în acele relații. Și învățați să lăsați în urmă ce nu vă priește și să mergeți către ce? Către nouă, către satisfacții emoționale. Mare mirare să nu mai apară o cupă. Iar pentru mine aceasta este cartea scorpionului sau a lunii în scorpion. Cum v-am zis, unii poate nu știți hărțile natale ale partenerilor și nu știți eventual cum se manifestă planetele lor în această cruce. Vai, am zis că mai apare încă o cupă, dar ce cupă? Sfatul este regele de cupe. Eventual să lăsați în urmă cupele goale și să mergeți către cineva care nu vă oferă o cupă plină, vă oferă un ocean, un ocean pe care voi puteți călători, îl puteți explora. În voie, împreună, ce frumos, ce frumoasă detalare, mai, împreună, da? Ia uite, amândoi în corabie. Și când ajungeți pe teritoriul vostru, doar al vostru, uitați cum creșteți împreună, da? Ca un pom, ca un stejar. Ce frumoasă etalare e. Regele de cupe, că e bărbat, că e femeie, nu contează. În general, regele de cupe reprezintă o persoană matură, care are o dragoste profundă pentru cel apropiat, pentru cei apropiați. Pentru unii poate să fie și un consilier psihologic. Oricum, o persoană care înțelege foarte multe și oferă, poate nu arată atâtea emoții, dar sigur oferă stabilitate emoțională, pentru că regii sunt elemente fixe. Că ar putea să fie o energie pe care voi ar trebui să o manifestați, iar variază. Depinde dacă aveți planete în scorpion, că nu degeaba a tot apărut scorpionul. Poate trebuie să manifestați aceste planete. Dacă aveți lună, Venus în
Scorpion, posibil că asta trebuie să manifestați. Să nu manifestați soarele vostru de aer, ci alte planete pe care le aveți. Dacă nu ar fi altă persoană, adică dacă nu ar fi vorba de voi, pardon, scuzați-mă, este o vorba de o persoană către care ar trebui să mergeți, da? Care vă umple toate aceste pahare și mai mult decât atât. Nu o să puteți duce din punct de vedere emoțional toate câte v-ar putea oferi din acest motiv și oferă mai puțin ca să nu se sperie lumea, în fine. Exterior, wow, lumea. Dacă e o relație la distanță, posibil că așteptați, da, 3 de băte, așteptați să mergeți către ei. Cu mașina, cu avionul, da. Bine, aici apare mașină. Cu ce vreți voi. Eventual vă rugați cu stea, vă rugați să fiți împreună. Lumea, ce frumos. Asta înseamnă că, oarecum, tot ce v-a influențat până acum, sau în această perioadă măcar, pentru că e o etalare pentru o perioadă, ar trebui să le înțelegeți ca fiind lecții de viață și să le învățați, ca să nu le mai repetați. Lumea înseamnă și închidere de capitol de carte. Fini în legătură cu cineva. Se fini la comedii. Ați încheiat ceva cu cineva, un capitol. V-ați separat de cineva. Vreți să vă separați de cineva, da? Da, de persoanele, da, de situațiile, de relația care nu v-a prit. Dacă lăsați în urmă, posibil să lăsați definitiv pe cineva. Acum v-am zis, poate să fie semn de pământ, că apare de două ori pământ și capricorn, apare și semn de foc, apare și vărsător, apare și semne de apă, apar destule. Rămâne, variază, rămâne să vedeți voi. De ce vă este teamă? 10 de spade. De trădări. Să nu mai repetați aceste cicluri. Aceste lecții, ca să înseamnă ciclu. E o lecție. Dar dacă apare lumea, eu zic că totuși unii dintre voi ați învățat sau sunteți pe cale să învățați. Să nu mai repetați aceste lucruri. Și dacă pe acele teritorii ați fost trădați, răniți și atacați, gata. Vă suiți în corabie și plecați. Vă suiți în mașină și plecați. În călătoria vieții voastre. Asta e. Călătorie, 3 de băte, 8 de cupe, iar călătorie emoțională, transformare emoțională, mașină, lume, iar corabii. Ce vă doriți? Frumos. Un nou început. Să o luați de la zero. Cu cineva. Să ieșiți din acest cerc magic, din acest cerc vicios. Eventual, să manifestați ceva nou. Dar știți că este riscant. Dar asta e. Dacă nu riști, n-ai parte de ce? N-ai parte de această frumoasă uniune a sufletelor. Da? Această relație puternică, deosebită. Dar trebuie să alegeți dragostea. Riscați, în orice călătorie riscăm, în orice decizie riscăm, dar punctul zero, cum îmi place mie să zic, punctul tuturor posibilităților. Știți că aveți posibilități multiple în direcția pe care o alegeți, cu persoana pe care o veți alege. Regele de monede. Voi știți dacă e semn de pământ, pe mine nu mă interesează asta foarte mult, că majoritatea deja știți ce înseamnă monedă, știți că înseamnă semn de pământ, da? Eu aș spune altceva, că vă regăsiți echilibru, că vă regăsiți autoritatea, statutul, încrederea, am zis stabilitate? Dacă nu o zic, dacă am zis-o, dar și mă repet, asta e. Pentru unii ar putea să fie poziția voastră de soț, partener, da? Care va fi, în momentul în care luați decizia de a vă separa, vă va pune într-un fel la încercare, în situația să alegeți iar, da? Doi de monede, doi de băte, să alegeți două direcții. O direcție care va duce abundență sau o direcție care va duce lacrimi și nemulțumire. Totuși,
Veți dori să faceți primii pași într-o direcție care vă aduce stabilitate și pentru asta va trebui să lucrați un pic cu lumina voastră, cu creșterea voastră spirituală, să lăsați în urmă ce nu vă priește, ce vă consumă, ce vă arde bateriile, ce vă obosește și să... 5 de monede. Să lăsați în urmă senzația de lipsă și să vă concentrați pe senzația de prea plin. Interesant. Chiar dacă uneori nu avem suficienți bani, important este că suntem sănătoși, că suntem frumoși, că avem creativitate, da? Lăsați în urmă această... Poate cineva v-a indus de-a lungul timpului în relații că nu sunteți suficienți pentru unii, pentru alții. 5 de monede, astea îmi sugerează. O stare de sărăcie, sărăcie financiară, emoțională, dar starea asta interioară vă consumă mai mult decât e cazul. Am zis, concentrați-vă pe 9 de cupe. Pe cât de frumoși sunteți, da, regina de spade. Pe faptul că vreți să vă separați de oamenii care nu vă dau încredere și să mergeți să vă construiți pe voi, să construiți o nouă relație pasională, da, pasională, stabilă. Aveți câteva conflicte mentale în legătură cu această decizie, dar puteți. La capătul setului de cărți, ce aveți? Moartea. 13. Poate sunteți unii născuți pe 13. Dar moartea, am zis, înseamnă scorpion, iar casa 8 a scorpionului. Wow! Și ce carte! Vai! Doi îndrăgostiți, suflete perechi, suflete gemene, sunteți total îndrăgostiți de cineva. Și vă doriți și stabilitate. Pai! Ce poate fi mai intens? Moartea și învierea, adică înviați îndrăgostiți și vă doriți stabilitate. Știți că e o legătură spirituală între voi și toată... Și tot ce simțiți vă transformă în ceva ce probabil n-ați crezut că ați putea fi. O persoană pasională sau care vă pune pe jar într-un fel sau altul. Simțiți că vă seduce iremediabil, fatal și definitiv persoana respectivă. Și totuși aveți nevoie de vindecare, de un trecut, de niște spade, de niște trădări. Și apoi probabil că o să vă luați armele, deciziile, să luptați. Să luptați pentru această schimbare. Iar octombrie, probabil octombrie pentru unii dintre voi. Să vă schimbați viața. Să mergeți, iar să mergeți. Și să vă refaceți grădina interioară sau cea în care veți sta cu partenerul, partenera pe care ați ales-o. Cam aceasta ar fi etalarea pentru luna mai, iunie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Mi se pare superbă etalarea voastră. Ciao, numai bine!